Deci dacă discutăm de axa strategică 3, proiectul tehnic a fost elaborat în 2016, a fost depus către finanțare la ADR, implementarea lui a început în anul 2021. În urma revizuirii expertizei tehnice s-a constatat mai multe probleme la podul respectiv. Pentru a putea să ne încadrăm în timpul de implementare al proiectului, care era 31.12.2023, s-a mers doar pe o variantă de a decapa îmbrăcăminte existent, s-a refăcut stratul suport, hidroizolații, șapă, s-a turnat asfaltul, s-au făcut balustradele, urmând în perioada următoare să se lucreze la consolidarea respectivului pod, conform expertizelor pe care le avem.